Și îți mulțumim tare de la emisiune, ar trebui să vin că n-am. Hai să fim sinceri. Da. E bomba bombelor. Nu? E bomba bombelor. Da. Ai trăit de când ești tu, except în perioada de început a ta. Mă, să știi că e cam aceea, când era vacanța mare. Când era vacanța mare, nu? Deci așa, așa nebunie, nu? Nebunie. Da. Eu vreau să o întreb, acum lăsând gluma deoparte, pe Vulpița. Salut și prietenii mei de la Acces Direct. Așa, da? Îi salutăm și noi pe și de la tine din sat, cum e cel la satul tău? Ia. Blăgești. La Blăgești. Ia zi, vă pupăm, dragi blăgeșteni, sau cum? Vă pupăm blăgeștenilor. Auzi, dar Viorel unde este acum, Vulpița? Viorel ce? E dus cu Doru. Au, cine e dus Doru? Cu capul. Cine e Doru? Du și el cu Doru, e plecat. Cu cine? Singur sau cu cine? Doru, Octavia, tu intre în Canada, mă, și l-a luat pe el. Singur cu Doru? Da. Și ce vreau eu să știu, ce înseamnă pentru tine celebritatea asta care a venit în viața ta așa peste noapte, milioane de vizualizări, glumele astea care ai văzut și tu au devenit deja virale? La Bran, am fost la, trimis la Marido, 500 de persoane din Bran au venit la autograf. Că au aflat de acolo că a venit Vulpița. Deci să vină 500 de persoane. Dacă nu ai cursul, făceau atâta. Ce înseamnă asta pentru tine, Vulpița? O fericire, o bucurie, nu știu, și caut oamenii să facă poze cu mine, să-i dau autografii. Îți vine să crezi ce ți se întâmplă așa? Nu. Credeai tu acum, nu știu, 3 luni, 4 luni, că nu știu când a început cu tine nebunia, credeai tu că o să ajungi vreodată așa ceva sau? Nu credeam. Acum e prima dată. Ai venit odată cu virusul ăsta. Da, am venit odată cu virusul. Ia spune mie cum e să lucrez cu accinte. Este un om foarte bun, îmi place. E dur? Profesional? Da. E dur, a? Așa, e bine. Cântă, măi, da, fată. La studio da, mai mult dansat decât cântați, măi, fată. Are și dansul ăla, ăla specific. Da, ia, da, acolo, zi, stai da. Cu minte și cântă. Liniștește de puțin. Așa făceam fața mică. Avem un pic de emoții. Avem emoții, da. Acum, eu sper că tu realizezi că având această melodie cu accinte, înseamnă că ești o norocoasă, pentru că accinte are foarte multă experiență în acest domeniu. Spune-mi dacă mai ai vreun artist de la noi din România cu care ți-ai dorit din tot sufletul tău să faci o melodie, un videoclip. În afară de Țancă Uraganu. Delia, uite, Delia, dacă vrei. Cine? Țancă Uraganu. Ți-ai dorit cu Țancă Uraganu? Da. Mai zi încă unul. Mai treci de pragul ăla. Bine, dar... cu Maria Constantin. Stai, cu Maria Constantin. Maria Constantin, muzică populară, frumos. Da, și mie îmi place. Sau Petrică Muțu Soian. Petrică Muțu Soian. Ai luat legătura cu ei? Le-ai propus? Nu. Urmează. Îmi place. Vezi, și cum cântă. Vezi, că îi place muzica oltenească. Da, da. Uite, vreau să mă uit aici să văd... să cine e intendit? Da, cine e intendit. Opa, tot Jador. Păi ce ai făcut, Bobiță? Tot Jador e primul loc. Cu Jador ți-ar plăcea să ai un hit? O melodie? Nu, că cu el nu vreau. Că el e pe locul 1. Și vreau eu să ajung pe locul 1 și el pe locul 2. Păi poate reușiți amândoi să... Am fost 5 zile, îți dai seama că am fost acolo. Campionatul de fotbal s-a oprit, dar avem campionatul de fotbal. Da, eu cu Jador nu prea vreau. Păi da, uite, ai făcut cu accinte, acum să faci și cu Jador. Nu, cu el nu vreau. Ce să caute cu Jador? Da, ce să caut eu cu Jador? În tabără adversă, cu asta de est, cu asta de vest. Cu dușmanul nostru? Da, cu dușmanul nostru. Cu asta de est, cu asta de vest. Auzi, cu Michael ai vrea să faci Michael Jackson o piesă? Nu, nici cu ăla. Nu, e dar... Te lua după el, că e mult. Nu mă iau după el. Cu Vârciu, spune-i, bă, cu Vârciu, dar nu, nu. Auzi, da, pe Andrei... E prietenul lui. Stai puțin. Dar cu Andrei de la Auzi, Negru vrei? Da, Andrei, nu. Ștefănescu. Nici cu mine nu vrei? Dar și mă puțin. Ascultă. Pe Andrei Ștefănescu. Ba da, facem. Hai, opa! Gata. Bine, cu el... Nu știa după când lui. Auzi, când auzi că el e camara când auzi după că, culoare. Auzi, când auzi că-s de față ce a zis, aoleu, mă fac de... Deci da, cu colegul meu vrei, da? Da. Dar cu Andrei Ștefănescu ți-ai dori? Nu. Doamne, nu. Deci cu Andrei Ștefănescu, Andrei niciun Ștefănescu. Caz să nu te gândești să faci asta. Nu, că ăștia-s perverși, nu e ca la Acces Direct aici. Aici te trage cu cheia, fii atât. El e Andrei Ștefănescu, da? Bine, nu prea cânt. El ca cântăreț e foarte bun actor. Dar strică așa, Vulpița, care sunt planurile tale? Și cea mai proastă întrebare pe care o să o vreodată și pe care îmi place să o adresez invitațiilor, cum te vezi peste 5 ani? Bine. Bine? Da. Tot bine cântând. Și mai cum? Tot cântând? Da. Te-ar plăcea să ai concerte, spectacole, să te da, ce are? În București? Auzi, în București sau la tine acolo acasă? Nu, la Blăjești nu, în București. La Blăjești nu. Nu, că nu vreau să mă întorc. De ce nu vrei acolo? Nu mai. Ce nu? Dar nu de domeniul trecutului. Da, nu trebuie să uiți de unde ai plecat, trebuie să fii modestă. Acum am ajuns și eu, doamnă. Au. De București. De București? Ești de la oraș? Din Măstele! Decebal sau Dorobanți? Pe unde, unde îți place să te învârți acolo în lumea bună? Nu știu, ai stat, nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Nu știu, n-a fost la cluburi. Lasă că e bine să fie cu minte. Să fie cu minte, să-și vadă de profesie, să... Fată cu minte.
fată cu minte. Nu, eu zic bine. Că tot ceea ce se vede la Acces Direct acolo e și un pic de teatru al lor. Că eu nu cred că e chiar așa ce se spunea acolo, că un blaș cu ăla și cu ăla și cu ăla. Eu... Mai nu ne amestecăm întrebările colegilor. Noi vrem să o cunoaștem omul Vulpița, da, dacă mă înțelegi. Da, e omul Vulpița. Deci are un suflet. Eu am văzut, i-am cunoscut de vreo câteva ori și tocmai și de aceea m-am apropiat de ei și am vrut să-i ajut, pentru că sunt oamenii asta vreau să te normali. Cum ți se pare ei în afara camerei, doamna vedere? Bun, ok, Acces Direct, platou, cu tare emoții. Cum sunt ei așa, ei doi, când stai cu ei de vorbă, în intimitate? Nu știu. Oameni buni, oameni cu suflet mare și asta mi-a plăcut foarte mult la ei. Și cred că și asta e câștigul lor, că sunt foarte naturali. Nu încerci să nu le spui ceva să facă ceva, da, da, da. Că ei direct îți spun, m-am învățat să fac așa. Trebuie să-i lași pe drumul lor și aia, chestia asta prinde. De-aia peste 3-4 milioane de români se uită în fiecare zi la ei, deci, de fapt, pentru că sunt niște oameni normali. E o vacanță mare, dar fără actorii. E o vacanță mare cu oameni naturali, cu Vulpița și Viorel. Vulpița, ți-ai făcut prieteni noi, prieteni aici în București? Da. Și ieșeai, mă rog, până acum în carantină, ieșeai la cafele, la un suc, la... Te sfătuiești, vorbiți? Nu prea. Nu prea? Nu. Dar țineți legătura pe WhatsApp, pe telefon, mă gândesc, nu? Da, ținem legătura pe telefon. Dar prietenii tăi de acolo, de unde te-ai născut, nu știu, ce părere au acum că ai devenit cunoscută? Sunt răutăcioși, unii sunt... Unii, da, sunt super invidioși. Și ce zic, ce zic? Eu zic că ai ajuns tu, Vulpiță, de ce ați plecat de la Blăjești? Și tu ce le spui? Asta e, viața mai merge și înainte, nu trebuie și înapoi. Bun, uite, eu aș vrea pe final de Star Matinal să le transmit așa și un mesaj celor de acasă și oamenilor care poate nu înțeleg de ce Vulpița apare atât de des la televizor, nu înțeleg de ce săptămâna la rând Vulpița a ocupat locul 1 în trending pe YouTube, dar cu toate acestea... Nu înțelegem dacă de 5 minute că aveți vreo 3 milioane... Da, e așa un paradox. Mă rog, suntem obișnuiți cu astfel de păreri. Uite, transmite-le un mesaj. De ce ar trebui ca oamenii de acasă să te placă? Păi... Pentru că e naturală. Sunt naturală, fiindcă sunt o fată cu minte și am lăsat obiceiurile. Și? 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 Ai ce? Ce ai zis, am cu obiceiurile? Lăsat obiceiurile? Am lăsat obiceiurile ce am făcut. Ce făcea înainte la țară. Copilul, maică, de-aia și lumea îmi spune pe Facebook, de ce și-a lăsat copilul? Au, asta nu. Adă-ți copilul asta nu. La București. Îți iubești copilul? Să fie, da, îmi iubesc fetița. Foarte mult. Cu cine stă fetița acum? Cu mama soacră. Bravo, e bine. Bun. Vă mulțumim tare mult pentru prezența. Accent, ai grijă de tine, Vulpița, tu de asemenea. Da. Și eu spun să profiți această perioadă, pentru că am văzut că ai noștri colegi la Acces Direct chiar au investit în tine timp, răbdare. Am văzut că Mara Bănică a făcut lecții cu tine și cu Viorel, sunt glumă deoparte. Da. Ce se întâmplă ție acum este de bine și sper să tragi concluziile corecte și să mergi mai departe. Și Accent, foarte bine foarte că ai văzut ce trebuie. Saruna și Andrei Ștefănescu ar vrea să facă lecții cu tine în particular. O să-l sunăm puțin mai târziu, da? Până acum, până atunci o să rămân cu colegul meu.